Mâine seară vă așteptăm un număr la fel de mare, pentru că sunt două spectacole foarte bune și în sala mare a Centrului Cultural Grigore Vasiliu Birbic. Este vorba de Pisici 2, un spectacol muzical al Teatrului Matei Vișniec din Suceava și un spectacol duminică la ora 18:30 la Teatrul George Bacovia din Bacău, un spectacol in memoriam Dino Apetri, pentru că Dino Apetri este al nostru, un actor genial și am avut câteva momente frumoase în acest festival. Eu mă uit să văd dacă mai sunt locuri libere sau cei tineri să se simt așa cum ar trebui cu cei 7 ani de acasă și să ofere celor în vârstă locuri. Așa e frumos, așa e bine. Până la urmă, ușor, ușor ne facem loc. Ne aducem aminte de draga Orteanu Matei și timp de câțiva ani, draga vorbea cel mai mult la telefon, nu cu mine, nu cu Ovidiu Puncea, nu cu familia Monda, nu cu mulți, ci cu Neluțu, așa îi spunem noi prietenii, Neluțu de la Blaj, care stătea ore în șir și când mă sunam și nu răspundea, după aia, după o oră, două, știi că am mai vorbit cu Neluțu, i-am mai spus ceva, dar i-am poruncit să nu scrie nimic sau să scrie, dar să nu publice nimic decât după moartea mea. Din păcate, anul trecut, draga ne-a părăsit, draga, noastră draga, așa cum spun cei de la TVR Iași, partenerii noștri și Carmen Olaro a realizat cel mai frumos film despre draga Olteanu Matei, care va fi dat în cadrul festivalului duminică aceasta. Cu draga vom încheia festivalul, cu draga am început festivalul. Și acum draga nu mai e între noi. Ea care s-a zbătut, a venit, a deschis ușile la Casa de Cultură, a găsit aici ce a găsit în 2011, a salvat Casa de Cultură. Și iată, avem și un festival, Draga Film Fest, cu mari regizori ai filmului românesc, cu foarte multe filme. Am avut un succes mai mare chiar decât la Festivalul de Teatru, care are o tradiție de 11 ani. Asta îmi spune foarte mult și draga noastră, draga, nu ne-a lăsat vreo două zile să mergem la ecranul mare, ci am dat filmele la sala Draga, Olteanu Matei. Ceea ce spune mult, că era prietena noastră, este prietena noastră și așa cum spunea ea, ce-o fi dincolo? Și eu îi spuneam, vom muri și vom vedea. Ea vede acum, le vede și pe noi și ne iubește pe noi, de aceea am reușit să cumpărăm un număr de cărți, să le dăruim. Neluțu Moldovan și a găsit și o editură foarte inimoasă și doamna Nadea Fărcaș, care a tipărit foarte multe cărți într-o... Ați văzut ce calitate are hârtia. Deschidem hârtia, foarte multe fotografii, foarte multe amintiri. Eu vă pot povesti foarte multe lucruri, dar să știți, cartea e un miracol. Un miracol care a ieșit foarte, foarte repede. Avem și pe Ileana Popovici, care e sărbătorită, sărbătorita noastră, cele trei sărbătorite, Ileana Popovici, Maria Baie și Sofia Bicoveanca. Doamna Maria... Și are o parte de vină, doamna Ileana Popovici. Draga, n-ar fi ajuns atât de repede și ar fi rămas la Piatra Neamț dacă nu era Ileana Popovici. Și a dus-o la pensiunea Troian și o să vă povestească. Eu mă retrag acum ca să... Eu zic să începem chiar cu doamna Ileana Popovici, că de acolo e totul. Haideți, doamna Ileana, și vă mulțumim mult. Da, microfonul, văd că e doar cu fir, dar ne descurcăm. Bună seara! Suntem toți aici ca să vorbim despre draga noastră, dragă, fiecare în felul lui a iubit-o. Și mă bucur mult că ați avut inițiativa acestei cărți, că mai mare dăruire și mai mare prețuire decât o carte care are toate amintirile, toate poveștile
Iar draga iubea foarte mult să citească, iubea foarte mult literatura, îi plăcea foarte mult să știe ce cărți. Eu sunt sigură că ești cu noi și ne ascultă și să nu spunem prostii, că se supăra tare dacă auzea că nu vorbești cum trebuie. Cunoștea foarte bine limba română și era un om care scria, în afara faptului că era de o inteligență și așa cum poate v-ați dat seama din rolurile pe care le-a făcut extraordinar de inteligentă, de serioasă meserie, textele trebuia să și le știe cu multă vreme, nu accepta orice rol, cum suntem tentați de multe ori că să facem cât mai multe, cât mai multe. Nu, dragă, era foarte, foarte atentă la ieșirea în public, să zic așa. Eu am cunoscut-o, am făcut câteva filme împreună, la Pentru Patrie, unde era o soră de caritate și era foarte fricoasă, trebuie să vă spun. Când auzea că e un tun sau încep cu împușcăturile, spunea tot timpul lui Sergiu, Sergiu, mie îmi pui dublură, că eu nu mai ies de aici. Se baga într-un șanț acolo și nu mai ieșea. Și la un moment dat, bineînțeles că i-a pus o dublură și a fost totul foarte bine. După aceea, la Filip cel Bun, am fost împreună la Neamărit Miliardar, unde eu am făcut ilustrația, dar am fost tot timpul la filmare și vă spun, umbla lumea după ea și după Amza, bineînțeles, au fost atât de iubiți încât cred că li s-a dat ceea ce au meritat. Am o amintire foarte frumoasă cu draga. Am făcut o emisiune, făceam la televiziune o emisiune până dimineața și la un moment dat am zis, draga, hai să mergem unde vrei tu. Și ea a spus, hai să mergem la Piatra Neamț, că am o căsuță acolo la Ciocănești, sau nu știu cum se chema comuna aia, unde avea o casă împreună cu soțul ei, domnul doctor Matei, care era, vă spun, un protector, a iubit-o atât de mult pe draga, încât, nu știu cum să vă spun, nu se făcea prezent, dar era absolut tot timpul prezent, de fapt. Iar apreciat-o și ca scriitoare și ca actriță și a protejat-o extraordinar, iar doamna draga, bineînțeles că l-a iubit foarte mult și am asistat atunci când am făcut emisiunea asta până dimineața, că am mai povestit asta, dar vă spun că e foarte frumoasă, că am văzut-o pe draga fericită, cu lacrimi în ochi, când am terminat emisiunea, că am făcut pe la Piatra Neamț, am fost prin mai multe locuri, am fost la o crescătorie de cucoși și draga a început să imite încât toți cucoșii au rămas, nu s-a mai auzit niciun sunet, se uitau toți cocoșii să vadă unde e cocoșul care imita foarte bine. După aceea am fost la o pensiune unde la doamna Fodor, care era în construcție, pensiunea de pe Marul Lacului de acolo. Și atunci draga a spus, uite doamna Fodor, dacă faceți aici o construcție, poate o să-mi faceți și mie o cămăruță, că mi-ar place mult să locuiesc aici. Și aceea a fost după aceea locuința lui draga până la sfârșit. Deci, într-un fel, am dus-o într-un loc unde i-a plăcut și m-am bucurat totdeauna, povesteam despre locul acela. Și vă spun, am terminat emisiunea acolo unde avea casa la țară acolo, împreună cu domnul doctor Matei. Era o livadă mare de vreo 100 de pomi și am făcut o masă așa în curte, toată lumea fericită. Am văzut-o pe draga cu lacrimi de bucurie și de fericire și am întrebat atunci cum mai vrea să încheiem emisiunea. Și ea l-a luat de mână pe domnul doctor așa și zice, cum să-mi pui melodia aia cu Felicita, cu Romina Power și cu Albano și aș vrea să fiu eu Romina și domnul doctor. Și chiar așa am făcut și a fost foarte fericită. Deci era un om deosebit, știa să aprecieze oamenii care merită, dar știa și în același timp să nu se înconjoare decât de lume cu care avea ceva de spus. Eu vă mulțumesc că m-ați băgat în toată povestea asta, pentru că am iubit-o foarte mult pe draga și ne-am cunoscut bine. În afară de faptul că am apreciat-o ca om de cultură, pentru că era foarte implicat, am apreciat-o ca om. Că era un om de la care puteai să înveți și ce să vă spun, faptul că a venit aici și ne-am cunoscut la Fălticeni și a susținut atât de tare tot fenomenul acesta cultural care nu va duce decât cinste. Cinstea mea este să fiu pusă în acest prim festival Draga Film, care este un lucru extraordinar de frumos și felicit încă o dată pe părintele că a avut ideea. Cred că o să fie un festival care o să meargă mai departe, pentru că Draga a iubit foarte mult filmul, cu toate că a fost foarte circumstanțat.
pentru n-aș alege rolurile din film. Mă bucur că sunteți atât de mulți. Ați luat cartea, dar trebuie să o și citiți, ăștia mici care vă faceți vânt cu cartea. Deci trebuie să aflați despre doamna Draga, pentru că sunteți foarte mulți care nu mai știți despre vechea generație, să zic așa, și să știți că au fost niște oameni absolut deosebiți și au pus temeliile unor lucruri care se întâmplă acum. Deci, fără cei bătrâni, lucrurile nu puteau să meargă mai departe. Vă recomand să citiți această carte. Doamna editor, îi mulțumesc că a făcut o carte atât de frumoasă. Iar pe Neluțul Moldovan îl știu dinainte de a se apuca de scris. Și cum am zis totdeauna, că am mână bună la oameni, prima filmare a făcut-o cu mine. Era foarte mică, acum vreo 25 de ani. L-am cam frecat la filmare la plajă atunci, dar văd că i-a aprit și a ajuns un scriitor bun și fericit. Și vă mulțumesc! Lăsăm pe Neluțu la urmă să dăm prioritate doamnei Nadia Foarcaș, a venit de la Cluj. Trebuia să-l aducă și pe maestru Dorel Mișan, își cere scuze că nu ajunge. El a propus până cu doctorul Frențiu, tot de acolo, că va veni cu o lansare de cartea lui și vom face atunci o întâlnire cu Dorel Mișan. Spuneți câteva cuvinte și lăsăm, dăm cezarului ceea cezarului, el e vinovatul principal. Să vă spun, da. Și aveți două minute, da. Bună seara, dragi invitați! Este o mare bucurie să fim în această seară minunată împreună aici la Fălticeni. În primul rând, aș vrea să mulțumesc părintelui Vasile Liviu Mihăilă pentru acest minunat festival pentru teatru care este dedicat tinerilor. O inițiativă foarte bună și cred că merită aprecierile noastre pentru acest lucru. Dar mai mult, îl felicit din toată inima pentru frumoasa inițiativă de a numi această primă ediție Draga Film Fest. Felicitări, părinte! Mărturisesc că m-aș bucura să fie mai mulți preoți asemeni lui. Este un om minunat. Nu l-am cunoscut decât în momentul în care am ajuns în Fălticeni, dar vă spun că am avut o colaborare perfectă încă de la început. În al doilea rând, vreau să mulțumesc din suflet cunoscutului prozator, un bun om de televiziune care a venit de la Blaj, un iubitor al tuturor actorilor care mai sunt și care nu mai sunt printre noi, Ion Moldovan. Avem o colaborare fructuoasă și sperăm să mergem mai departe, pentru că doar prin cărți, gândurile și ideile marilor actori vor rămâne printre noi și pentru aceste frumoase generații care urmează. Dintre cei care au cunoscut actorul Draga Olteanu Matei, dar și omul, cred că Ion Moldovan este cea mai potrivită persoană care să scrie despre această minunată actriță a României. Ion Moldovan a reușit cu ușurință să înscrie în biblioteca de suflet a teatrului și a cinematografiei românești cartea Dragăi, care, așa cum puteți vedea și dumneavoastră, se intitulează simplu, Draga, și face parte din colecția Talia, care este coordonată de Ion Moldovan în cadrul editurii Eco Transilvan din Cluj-Napoca. Mulțumim, Neluțu! Cu modestia care îl caracterizează pe Ion Moldovan, deschide volumul cu mărturia Magdei Mihăilescu, legată de Draga Olteanu Matei încă din studenție, prietene foarte apropiate. Motivația, povestea scrierii volumului și legătura afectivă cu una dintre cele mai iubite actrițe ale României
O regăsim în prima parte a volumului, scrisă cu duioșie și amprentată de spiritul tutelar al eroinei. Ion Moldovan vroia să scrie neapărat altfel această carte despre Draga față de cărțile pe care le-a scris cu alți actori, pentru că Draga, pe lângă talentul viguros cu care Dumnezeu a înzestrat-o, avea un talent scriitoricesc deosebit, dar și un talent la desen. În carte veți găsi de asemenea pagini întregi, versificări, făcute de-a lungul anilor de actriță, pe diferite teme, dar și profunde vorbe de duh, ieșite din mintea și inima actriței. Un om de o deosebită sensibilitate și profunzime, care înseamnă mult pentru noi toți și sunt sigură că toți cei prezenți aici o iubiți. Și chiar dacă nu este fizic prezentă printre noi, cu siguranță se bucură de undeva de acolo de sus, de acest moment dedicat ei. Veți mai găsi de asemenea în carte și în diferite ipostaze personalitatea ei. Ion Moldovan a avut o legătură foarte apropiată cu dânsa și i-a spus: Dragă-i, vreau să scriu o carte despre tine. Iar Draga i-a spus: știu că ai scris despre multe colege sau colegi de-ai mei, dar despre mine încă n-ai reușit. Sunt sigură că o să o faci. Dar să scrii cu bucurie și cu veselie, pentru că eu vreau să mă știe oamenii așa cum am fost când am fost om. Și mai spunea Draga că eu am venit în această lume să bucur și să aduc veselie în inimile oamenilor. Așa a fost și așa vreau să rămână în mințile noastre. Eu nu pot decât să îl felicit pe Ion Moldovan. Cartea, o să vedeți cei care veți avea curiozitatea să o citiți, începe cu alegerea vocației, anii de pregătire, admiterea la Institutul de Teatru, debutul, rolurile mari pe care le-a avut în teatru și film, pasiunile, iubirile și prietenile ei dragi. Coană Chiriță, țărancă, divă sau păiață sunt câteva din ipostazele actoricești prin care Draga Olteanu Matei ne-a arătat viața. Era versatilă, plină de viață, autentică și extrem de convingătoare, atât în dramă cât și în comedia care a consacrat-o în ochii publicului, dar și în ochii regizorilor. Ea știa să strălucească în orice rol pe care l-avea pe scenă și în rândurile acestei cărți ne redau rolul ei de actriță, dar și personalitatea ei, demnitatea, generozitatea și nebunia frumoasă cu care a jucat rolurile scenei, dar și rolurile vieții. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență. Mulțumesc, Neluțu, pentru tot ceea ce ai scris. Să știți că este foarte frumoasă această colecție Talia pe care o coordonează Neluțu Moldovan și sper să am bucuria ca în această colecție să avem cât mai mulți actori, regizori și oameni ai filmului și ai teatrului. Vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag pe cei care aveți de publicat o carte la editura Eco Transilvania. Evident că o să fiu mult mai scurt. Vreau să vă spun doar că eu nu cred în întâmplare, nu cred în noroc, nu cred în ghinion, nu cred în șansă. Pentru că în creație, în atotputernicia lui Dumnezeu, nu cabe nici norocul, nici șansa, nici ghinionul, nici întâmplarea. Cred în rânduială. Dumnezeu rânduiește. În urmare, mie s-a rânduit din veșnicie să mă întâlnesc cu Draga. Și dacă mi-i găduiți, o să vă spun foarte pe scurt, simt deja în spate
Bă, simt pe doamna Dorina Lazar și pe Rodica Mandache, prietele mele, le simt ce doamna, dacă vorbește și asta ca Nadia, o jumătate de ceas, suspendă spectacol. Vreau să foarte scurt. Vreau să vă spun că am cunoscut teatru nelega, terminasem liceul și să jucam în anii 70 și la Național Căsătoria. O comedie de Gogol pe care, o știți și... De Gogol, în sfârșit. Și Draga avea rolul principal, o nenorocită, o nefericită, o fată bătrână, era deja corpulentă, atunci era un haz nebun. Lumea era, la Brașov am spectacolul ăsta, o să-l văd special, lumea era sub fotolii de râs, râdea, pe mine mă pornea plânsul, la modul cel mai serios. Pentru că Draga, personajul Dragăi, trăiau o dramă ce nu vă puteți imagina. O dramă pe care o exprimă atât de convingător, prin felul în care își freca mâinile, prin felul în care avea o batistă și o făcea, era o nenorocită, râdea toată lumea. La final m-am dus, profesoara mea de televiziune, imediat termin, doamna Dorina, o clipă, vă rog. Profesoara mea de televiziune, Ileana Popovici, spunea că eram absolut acum imbecil, acum 25 de ani, voi imaginați cum eram acum 35 de ani când am cunoscut-o pe Draga și m-am dus pășit și am zis, doamnă, dumneavoastră este o mare actriță de dramă. Și Draga se uită la mine, ce, vai, de mine, ești atât de tânăr și ai văzut asta? Da, doamnă, dar asta nu văd regizorii, mari regizori cu care eu joc. Nu văd lucrul ăsta. Zic, doamnă, eu mă miream cu toată o sală aia râdea și eu eram prăpădit. Și de atunci am rămas bun prieten. A trăit 60 de ani în teatru, spunea că nu vrea să mai audă de teatru, că nu vrea să mai vorbească de teatru, era imposibil să nu facă lucrul ăsta și de-aia era nefericită, Draga, pentru că mă suna, spunea părintele și o simțeam, era terminată, era... Și spuneam, Draga, oare tu ai jucat cu doamna Silvia Fulda? Știam că a jucat cu Silvia Fulda, o mare actriță, Draga, nimeni mai vorbește acum. Da, Draga, stai să spui. Și am jucat acolo, și am făcut acolo, și am așa. Și două ore povestea numai despre Silvia Fulda. Și din filmele care și din teatru. Închideam la revedere peste să revenim. Și mă suna între zile și Neluțule, Draga, îți mulțumesc pentru injecția de optimism pe care mi-ai dat-o. Draga, eram ca o puncte, nu pot să spun, eram voce. Așa se răsfățaia cu cuvântul ăla. Și acum, uite, te zbur de vine, cum să-ți mulțumesc? Zice, măi, copilul mamii, tu te duci direct în rai. Pentru că tu toate babele astea care suntem noi, le dai vorbă bună și ascurs pe toate nebunele în frunte cu mine, păi mai mare bine nu poți să faci decât ăsta. Da. Nu știu dacă asta e vorbit. Și vreau să vă spun ce fel de om era Draga. O altă poveste pe care nu-i în carte, pentru că în carte toți a știut-o ca foarte veselă, tonică, plină de umor, plină de... Era unul de o profunzime și de o tristețe uneori, ce nu vă puteți imagina. Și știam lucrurile astea și îmi spuneam și scris într-o scrisoare a ei, îmi scrie, Draga, eu ce vorbesc cu tine, n-am vorbit decât cu bărbatul meu. Și asta pe mine m-a onorat teribil. Și mă spun odată ce, Draga, iar să vezi ce puncte am fost, cum se răsfăța ea. Eram pe terasă acolo la pensiune și au venit două. Dudui. S-au uitat la mine, eu îmi beam cafeaua, dar aș bea cafeaua când era sezon de terasă, pe terasă. Și s-au uitat la mine, mi-a dat seama că vorbesc și una, bine, și spune, ce, doamna Tamara, sunteți actrița mea preferată, dar nici nu știți cât vă iubesc. Și am gândit, ei, o fi greșit și ea. Doamna Tamara, v-am văzut în toate filmele, doamna Tamara, să-i zic că-i tâmpită, nu puteam. Să o fac de nu puteam. Și scot telefonul și fac numărul Tamara. Și Tamara, Draga, este o duduie lângă mine care te iubește foarte mult. Să dau la telefon ca să-ți exprime. Aia sărată era terminată după chestia asta. Și zice, Draga, atât de rău mi-a părut de ce am făcut, că m-am ridicat și m-am dus în cameră. Ovidiu și toată lumea care știe, era foarte aproape, doi pași de aici până în intrarea în sală, să mă duc să iau bani ca să le plătesc eu masa și să le spun că au fost invitatele mele, să le îmbunesc cumva, pentru că chiar nu am vrut să le fac un afront. Dar plecaseră
doamnele, domnele alea de... de... Sigur că o să găsiți în carte lucrurile frumoase. Asta părintele spunea să scrie, dar spunea la un moment dat, nu scrie, neluțule, nu mai citește nimeni. Ce să faci, copile, nu-ți băga bani în carte, nu o să... Zic, tu, bă, o să interesezi 20 de milioane, măcar 10.000 de oameni, o să citească ce am scris despre tine. Și am făcut-o cu bucurie, iar ce găsiți în carte este o fațetă a dragă. O să vedeți unele pe care nu le bănuiați, dar să știți că am respectat porunca să nu scrii decât ceea ce era frumos în viața mea. Și tu știi că au fost multe lucruri urâte și grele și triste în viața mea. Nu le-am scris din respect pentru draga. Sigur că aș fi putut să le vând la televiziune și acum nici aș fi stat de vorbă cu dumneavoastră, pentru că nu stăteam. Dar nu, am iubit-o prea mult și ea mă iubea prea mult și îmi spunea mândrule. Și lui Piersic îi spunea mândrule. Dar nu pot să vă spun de ce spunea lui Piersic mândrule, care era sensul de mândrule la Piersic și care era sensul de mândrule la mine, pentru că dacă o să aud de Florin Piersic, cine știe de unde, și el cum este modest și nu o să... Atâtea v-aș povesti, dar nu mai tot, pentru că Nadia m-a luat din timp și trebuie să înceapă spectacul de acum. Să aveți o lecție, nu, sincer vă spun, credeți-mă, nu că e cartea mea. Nu, stați zițel, de fapt este cartea noastră, a celor de la grupul, de la Fălticeni, ne-am intitulat noi și doctorii Lumie și Eta, care sunt aici, și mai și Monzică, și mai sunt și, evident, părintele, și am mai fost noi câțiva care... Am pus fiecare, bine, ei au pus bani câte și cartea noastră, au sprijinit financiar cartea asta. Deci o citiți pentru că e chiar o lectură agreabilă și ca să... Acum, draga noastră, chiar se facă plăcere, că eu simt undeva pe aici și de-aia sunt rezervat în ce spun. O să l-am și zic, tu, draga, cum Dumnezeu, un om plăcut ca Fuego, arată bine, are o voce plăcută. Doamnele care sunt fane, risc poșete când ies. Zic, cum Dumnezeu poate să fie totuși atât de antipatic? Acum, ce vă spun, este pentru oamenii foarte inteligenți și sunteți, fără îndoială, pentru că trebuie să prindeți schepsisul. Și draga nu iubea pe Fuego, cum să nu iubească, evident. Și seara mă sună și spune, dragă, hai că am găsit răspunsul. Zice, uite, și citește. Ca să-l cunosc și eu și tu, și-a luat numele Fuego. Și deși odată Fu, astăzi este numai Ego. Evident, mă întreabă dacă am pus toate epigramele. Evident că cele cu Andrisantul cunoscut nu le-am pus, nu le-am pus. Celelalte care erau foarte frumoase, unei colege, unui coleg, unui... dar sunt unele extrem de explicite și... Un lucru extraordinar, când mergeam și stăteam așa cu prietenii din Piatra Neamț, se uita foarte, foarte, și era un actor genial și este un actor genial, mai pune-l pe Mihai Bendeac să limite, cum o limită pe Fuego, și chiar Bendeac face treabă bună, adică e acolo, e acolo. Nu sunteți fan, dar el a spus, măi, uite, e genial, el lipsește măsura și lui, că e a taxat pe oricine. Mai să o dăm un pic cuvântul, în spate, doamnele, sunt bine, adică ei se distrează acolo, nu vă gândiți. Încă un lucru important și spunea doamna draga, că în teatru românesc, din păcate, sunt din ce în ce mai puține actrițe duiene. Și spunea, și mare respect, și de aceea am căutat-o anul acesta. Am venit special la București și am mers la Dorina Lazar, o duienă a Teatrului Românesc, și am dorit să vină cu un spectacol și iată că a venit cu un mare spectacol. Te las și văd că mai sunt câțiva. Draga, spunea, eu sunt un mare actor. Mari actori sunt foarte buni, genial sunt și mai puțin. Sunt actor necesar în teatru. Fără X, fără Y, teatru nu poate să meargă. Despre Dorina Lazar, care nu m-a putut acum, spunea, dragă, e o mare actriță. Asta era. Și povesteam, știu că am văzut toată, Angela merge mai departe, am vorbit o mulțime și am trecut-o pe doamna Dorina Lazar prin toată cinematografia rusă și am găsit în Jocul Dânsei din filmul ăla toată subtilitatea, toată profunzimea, tot dramatismul, toată resemnarea, tot... Era și Lumila Grușcenco, era și Tatiana Samoilova, era și toată lumea era. O mare actriță, o mare actriță pe care
și eu prețuiesc și care sper că poate i-am spus aseară, dar nu era foarte atent la ce spuneam eu, că o invit să scriem împreună o carte despre dânsa, așa și foarte bucuros, dar o actriță pe care draga din inimă a prețuit-o și a iubit-o. Mulțumesc mult și iertați pentru... Să rămână bună seara. În 2019 sunt Moș Crăciun. În 2019 am avut bucuria să fiu aici, când draga noastră, dragă, a lansat o carte, rețete cercetate, versificate și desenate de Coana Chiriță. Mai târziu, aș vrut ca această ființă extraordinară să fie și acum în viață, am scris o, nu spun epigramă, un catlet in memoria draga Olteanu, care de fapt l-am scris atunci când ți-a lansat cartea. Nevasta mea în bucătărie, ias, dar alta e șaga. De azi, eu vreau ca ea să știe că e mult mai pricepută draga. Mulțumesc! Acum ne mai rămâne bucuria să vedem ce a memorat pelicula cinematografiei și internetul, să ne mai aducem aminte de frumoasele roluri ale dragei Olteanu. Aș propune aici, împreună cu părintele și cu Ion Moldovan, dacă prietenii apropiați din teatru și film ar dori să facem o antologie dedicată ei. Doamne ajută! Doamne ajută! Începem! În continuare vă rugăm să-mi puneți telefoanele pe modulul silențios și reiau rugămintea de a face un culoar de trecere. Vedeți chiar acum doamna Ileana Popovici vrea să iasă din sală, sper acolo în spate să vă organizați totuși să-i faceți loc, da? Asta valabil și pentru ceilalți invitați din față care vor dori să iasă. Mulțumim! Salutăm și prezența domnului primar Cătălin Coman, îl așteptăm și la gala de premiere, care va avea loc de la ora 9, tot aici în sală, pentru că vremea nu ne permite să ajungem la scena mare. La gala de premiere veți avea bucuria să ascultați și soliștii Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța, așa că vă așteptăm cu drag. În această seară, pe scena Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic, ediția 11-a, îi veți vedea pe actorii Teatrului Odeon în spectacolul Natură Moartă cu nepot obez.